Dragi români, mă bucură foarte mult faptul că am venit la Eminescu. Este un lucru foarte important, esențial pentru orice român, ca să vină de fiecare dată la o întâlnire cu Eminescu. Pentru că e un prilej de a ne reculege. Dacă doriți, este un remediu pentru a păstra conștiința națională pură, vie și curată. Mă bucură enorm de mult că ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, a marelui poet român, a devenit și ziua culturii române. Cu atât mai mult că astăzi, noi cu toții la Cernăuți, pe urmele lui Eminescu, vom avea o serie de manifestări dedicate acestei minunate sărbători naționale și, așa cum s-a spus aici, aceste sărbători, asemenea manifestări, sunt marcate, sunt celebrate în întreaga lume. În mod deosebit, aș dori ca să vă mulțumesc pentru prezență și să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi, împreună aici la Cernăuți, sărbătorim Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Naționale, Ziua Marelui Poet Mihai Eminescu. Pentru astăzi noi avem mai multe manifestări și mulțumesc în mod deosebit societăților care s-au implicat și care au organizat aceste frumoase evenimente culturale și literare de Ziua Culturii Române. În mod special aș vrea să mulțumesc Societății Scriitorilor Români, domnului președinte Ilie Tudor Zegrea, pentru inițiativă și pentru organizarea evenimentului literar de la Biblioteca Regională. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Elena Tărățeanu pentru faptul că și Muzeului Regional pentru organizarea evenimentului și concertului dedicat operei eminesciene. La ora 14 vă invit pe toți ca împreună să participăm la concertul, la recitalul care va fi prezentat de către corul intelectualilor din Dorohoi, corul George Enescu. Această inițiativă aparține Fundației Civice Gheorghe Asachi. Doamna Eugenia Teodoranu Cimboroiș, din păcate, nu a putut fi prezentă, dar participă și este alături de noi prin această inițiativă și prin acest suport al Fundației Civice de la Herța. Va fi prezent de la Herța domnul Platonov, cel care este vicepreședintele Fundației Civice. Deocamdată nu a sosit, dar îl considerăm și pe el alături de noi. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și Societății Mihai Eminescu pentru frumoasa organizare a manifestării de ieri în incinta și domnului președinte Vasile Dotu, să-i mulțumesc special pentru această inițiativă și pentru acest frumos eveniment cultural organizat la sediul Societății Mihai Eminescu. Iar pe mine mă bucură faptul că astăzi împreună vom avea un itinerar literar, cultural și vom urma pașii lui Eminescu prin Cernăuți. Este deosebit de important, este foarte prețios acest demers al nostru și al domniilor voastre. Așadar, pe scurt, vom depune coroane de flori la monumentul lui Mihai Eminescu, după care la ora 12, în incinta Bibliotecii Regionale, vom avea un eveniment cultural și literar organizat de către Societatea Scriitorilor Români. Iar de la ora 14 vom avea acest recital de poezie și un recital de cântece din opera eminesciană în incinta Muzeului Regional. Mulțumesc de asemenea și Catedrei de Filologie Română și Clasică din cadrul Universității Naționale Iurii Fetcovici.
vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi astăzi, de ziua de naștere a marelui poet, și vă doresc în această zi frumoasă de sărbătoare, deși noi ne vom întâlni și vom fi împreună toată ziua, ceea ce este foarte esențial. Vă doresc ca întâlnirile cu Eminescu să le aveți zilnic, pentru că venirea la Eminescu și întâlnirile cu Luceafărul Poeziei Românești sunt și atunci când ne amintim de opera, de poezia, de ideile și filozofia lui Eminescu. Și așa cum a zis Constantin Noica, Eminescu reprezintă omul cel mai deplin al culturii românești. Așadar, modelul moral, spiritual, cultural Eminescu să ne călăuzească pașii zilnic, și după ce tumultul vieții cotidiene, mi-aș dori foarte mult ca să avem aceste întâlniri eminesciene și să păstrăm în suflet versurile, ideile și opera marelui poet Mihai Eminescu. Vă mulțumesc sincer pentru participare și pentru acest moment înălțător. La mulți ani, Eminescu! La mulți ani, cultura română!